Moldova se află până mâine dimineață sub cod galben de ninsoare, viscol și vreme rea. La munte s-a așternut un strat nou de zăpadă, iar drumarii au scos utilajele la stradă. Cele mai afectate județe sunt Bacău și Suceava. Șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de iarnă și să nu plece la drum dacă nu au mașinile echipate corespunzător.